În 1812 a apărut colecția de basme a fraților Grimm, povești pentru copii și familie, care au astăzi un renume mondial. Cu ocazia marcării în 2012 a 200 de ani de la prima publicare a acestui volum, expoziția intitulată Lumea basmelor a sosit și la Brașov. Această expoziție comemorează 200 de ani de la apariția primei culegeri de basme a fraților Grimm și este alcătuită din mai multe stații pe la care se pot plimba copiii, iar la sfârșit realizează niște chestionare pe baza cărora se va stabili un câștigător la sfârșitul expoziției. Este o expoziție pe care noi organizăm cu mare bucurie. Ne așteptăm la un aflux mare de vizitatori. Mă bucur că Centrul Multicultural al Universității este organizator, coorganizator, dar sigur că Centrul Cultural German din Brașov are principalul merit. Noi suntem gazdă, am reușit să schimbăm aspectul și sper să avem cât mai mulți vizitatori. La primul copac din Insula Verde se poate citi un fragment dintr-un basm foarte cunoscut, care face parte din prima culegere a fraților Grimm, adică Kinder und Hausmärchen, și tema mare care este tratată de respectiva Insulă Verde. Apoi, la Brăduți, sunt exemplificate personaje care fac parte din respectiva categorie, în speță animalele, în basme, și mai jos se află ilustrații ale unor artiști germani pe tema animalul în basme. L-am văzut pe Robin Hood! Și acum? Fița roșie. Capacuțe ies. Și ce personaj îți place de acolo? Lupul? Da, lupul. De ce? Păi așa. Cum? E rău? Da, e rău. Muzicanții din Bremen au mai găsit o poveste despre fantome. Ce ți-a plăcut cel mai mult? Ce te-a impresionat? Pe mine m-a impresionat cel mai mult povestea cu Bremen, cei muzicanți din Bremen. Și ce personaje îți place? Personajul meu preferat este Rapunzel. Ce faci? Care ea este într-o poveste care mama ei are o mamă vitregă și are niște păr foarte, foarte lung și ea cu părul ei poate să vindece oamenii. Vizitatorii vor avea șansa să vadă, să asculte și să citească cele mai importante motive ale basmelor germane. Organizatorii spun că expoziția se pretează și la pregătirea diferitelor ore pe tema basmelor. Se vor putea urmări și filmulețe pentru copii în limba germană cu subtitrare. După ce vor parcurge traseul expozițional, elevii vor rezolva și niște seturi de întrebări în limba română sau germană și vor primi premii. Expoziția Lumea basmelor a fost în Timișoara și în curând va ajunge la Iași. La Brașov va putea vizionată în perioada 7-27 noiembrie.